Cel mai disputat proiect de hotărâre din ședința Consiliului Local de ieri, 17 decembrie, a fost cel legat de concesionarea terenurilor de sub garaje. Grupul de consilieri PSD a propus ca această taxă să fie unitară la nivelul întregului municipiu. La anexa 4, grupul PSD Roman propune următoarele amendamente. La alineatul 1.2 propunem ca concesiunea, taxa să fie de 3 € pe metru pătrat pentru toate cele 4 zone, pentru zona A, B și C și D. Au fost foarte multe solicitări din partea Romașcanii. Acum cum e? Acum? 5, 4,6, 4,2 și 4. Tot grupul social-democraților a propus și amendamentul ca valoarea taxei de concesiune să fie diferențiată între garajele autorizate și cele neautorizate. Și la alineatul 1.7, tot la destinația de garaje, să fie cele cu autorizație provizorie să fie concesionate închiriate cu suma de 3 €, iar cele fără autorizație să fie 6 €, adică să fie dublu. În momentul de față este 5 și 10 €. Dacă se propune, ar fi indicat să se accepte aceste taxe. Șeful Comisiei Buget-Finanțe din Consiliul Local, Leonarda Chiriloaie, a atras atenția că terenul de sub un garaj din centrul municipiului nu are aceeași valoare imobiliară ca unul de la periferie. Doar o intervenție. Totuși, consider că o construcție de garaj într-o zonă centrală nu poate fi cu aceeași taxă ca și una dintr-o zonă periferică. Pentru că, odată că e și o zonă în care noi dorim să avem o urbanistică de alt gen, și atunci încurajăm. De asta zic că cred că e normal ca în aceste zone să fie diferențiată această taxă. Aceeași problemă se pune și în ceea ce privește concesiunea privind spațiile comerciale. Destinația este aceeași, dar uitați-vă că și pentru concesiuni privind spații comerciale sau chiar pentru extindere, ca să nu mai vorbim de impozit. Deci, de principiu, dacă o luăm, pe o cazuistică generală ar fi ok punctul de dumneavoastră de vedere, dar generăm o nedreptate. Și anume, celui care e într-o zonă mai slabă poate să îi separă mult că plătește ca cel din zona A, iar cel din zona A mai foarte puțin față de zona D. La fel avem concesiuni și închirieri pe tipuri de activități care diferențiază pe zone. Arhitecta șefa municipiului Ana Maria Alexe a tras atenția asupra prevederilor legale referitoare la faptul că redevența în cazul unei concesiuni sau închirieri trebuie să acopere în 25 de ani valoarea terenului respectiv. Care spune că redevența datorează terenurilor concesionate trebuie să acopere în 25 de ani valoarea terenului. Valorile terenurilor nu sunt aceleași în diferite zone și nici în funcție de construcțiile pe care le suportă. Da, e clar. E clar. Taxa de 5 € este taxa minimă care ar acoperi în timpul de 20 raportată la valoarea terenului. Șefa Serviciului de Urbanism a spus că în proiectul de hotărâre propus de primărie s-a mers pe impozitarea minimă de 5 €. La sugestia primarului Leoreanu a fost votată varianta 4-8 € pe metru pătrat de către liberali. Consilierii social-democrați s-au abținut.